Teatrul German de Stat din Timișoara vine cu o premieră mondială. Tectonica Norilor de José Rivera va fi jucată în limba germană pentru prima dată în lume, chiar la Timișoara, joi 6 iunie, de la ora 19:30. Publicul timișorean va avea ocazia să savureze povestea de apropiere a doi străini, dincolo de granițele timpului, în regia lui Laszlo Bascardi, cel care până acum a adunat nici mai mult, nici mai puțin de 3 premii Uniter. Pentru cei care nu au mai prins bilete la premiera de joi, Teatrul German de Stat urmează să mai joace Tectonica Norilor în 18 și 28 iunie.